Domnul să fie preamărit. Amin. Frați sfinți în Domnul, vedem aici câte sunt patru mame binecuvântate, glorie lui Iisus. Amin. Și patru frați binecuvântate. A Domnului să fie slavă. Să fie binecuvântată de Domnul orice familie care cu toată inima dorește ca copiii ei să fie încredințați în brațul sfânt al Domnului Hristos. Asta este un lucru de mare importanță. Și ca să nu citim mult, vom citi doar Psalmul 128 și pentru asta e bine să ne ridicăm în picioare. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de maslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin. Ocupați-vă. Psalmul 127. Ăla începe cu o altă temă. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba să trudesc cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba o păzesc cei care o păzesc, păzătorii. Solomon în psalmul acesta se refere la lucru din timpul lui. Tatălui Solomon David a adunat în Ierusalim aur cu tone, aram, argint, fier, pietre prețioase, lemn prețios și așa mai departe. Și ei erau în mijlocul vrăjmașilor, înconjurați de toate părțile de vrăjmași. Dacă Domnul n-ar fi fost faza lor, ce ușor ar fi putut sări o țară, două, trei, dintre arabi. Și într-o zi, două, culegea toată bogăția și se ducea cu ea în treabă. Dar Domnul veghea, Domnul păzea, că avea în vedere să aibă o casă la Ierusalim peste care să fie chemat numele Său. Acum, Domnul nu-i mai trebuie căzi oleite în aur, argint sau alte lucruri. Acum Domnul a transferat acestea toate în biserica sa. Și biserica sa, de altfel, bogăția lui Dumnezeu pe pământ, îi comoara ascunsă în țarină, mărit să fie Domnul. Țarina-i lumea, comoara-i biserica, poporul Domnului. Cu câtă ușurință am putea fi desfințați noi,
ca adunări. Aici s-o mie, dar fii făcut de sus, câte mii are? Na, o, dacă ar sosi 15.000 împotrivă la 1.000, ce-am fi avea? Nimica. Dar Domnul păzește. Apoi în alte sate, câte 10-15 care cheamă numele Domnului și restul beau, benchetuie și înjură la Dumnezeu și la pocăiți. Cu câtă ușurință ar putea fi desfințați, dar Domnul păzește, mărească-i să numele Lui. Acum venim la familie. Cu câtă ușurință n-ar putea o familie creștină să fie batjocorită și așa mai departe, cum se întâmplă în atâtea țări. Vin cu forța, e bărbatul duc la închisoare sau îl omoară, îl pușcă. Femeia o alungă din casă, copiii ia, fie că îi omoară, fie că îi face rău și îi duce cine știe pe unde. Și așa mai departe. Dar Domnul veghează. Domnul veghează. Și ca să vegheze, revenim iar la cuvântul de dinainte, trebuie să fii împretenit cu Iisus. Să-L cunoști pe Iisus, El să te cunoască pe tine. Și atunci, ferice de oricine se teme de Domnul. În ediția de Iași zice, ferice de bărbatul care se teme de Domnul. Aici încadrează pe oricine. Dar oricum, tot aici sosim. Dacă te temi de Dumnezeu, Dumnezeu te apără. Un bărbat este lopțitor înaintea lui Dumnezeu ca un preot al Domnului pentru casa lui. Și fiind el între casă și Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă de la el lucruri mari. De aceea, cum ne spune și în 1 Corinteni, capitolul 11, arătând o temă acolo pentru femei, în special, spune ordinea, căci bărbatul este cap al femeii și Hristos este cap al bărbatului și Dumnezeu este cap al lui Hristos. Cornilescu, după traducerea modernă, a scris este capul, ducând la găvălia asta, dar în vechea traducere și în greacă nu zice de capul ăsta, ci de conducere, cap. El trebuie să conducă casa și el trebuie să fie ca un paratreznet la o clădire mare. Cred că și la clădirea asta i-a spus paratreznet. Urmează. Apoi dacă Domn trezne să o face praful, atunci... Da, nu. Păi la el ce-i pasă de munca voastră? Dacă voi nu dați nici partea lui la el. E mare lucru? Nu e mare lucru. Puneți-i paratrezne, că așa e bine să te ferești în ceea ce știi tu. În ce nu știi tu, te ferește Dumnezeu. Dar în ce știi tu, e obligația ta. Așa, prin urmare, bărbatul este cap și el trebuie să decide, potrivit cu Scriptura, ce trebuie să facă familia lui. Dacă lași pe nevastă să fie cap, te-ai putea înșela, fiindcă nevasta are un spirit de conservare foarte activ. E vrea copilul ei să fie mai presus ca toți copiii.
E vrea ca bărbatul ei să fie mai ceva decât tot. E are spiritul ăsta în ea. Dar bărbatul are un echilibru mai mare și el trebuie să-l reprezinte pe Iisus în casă. Am să vă spun și o întâmplare cu ocazia asta. Ne-am adus acum aminte de fratele Pop din partea asta de nord, Maramureș sus. Și el cu unul Bud Aurel vroia neapărat să se pocăiască un mare bețiv și om de nimic ce era atunci, un Oniga, șofron. Și îl ia cu ei, îl duce într-un loc, aude o prorocie. Mă, voi a spus înainte la omul ăsta de mine, de-aia a zis așa. Îl duce în altă parte, tot așa. Buda zice, mă, mergem până la Hunedoara. E din munții Țâmleșului, din Suciu de sus, sau Suciu de jos. Dar ce comunele astea două rând Olanda? Pare că Suciu de jos. Merem până la Dumnezeu. Acolo este un proroc. Și numele de familie era Genciu. Mergând pe drum, povestește cu Oniga, mă, te bași tu întâi în casă. Salut, stai de vorbă un pic cu omul și apoi intră noi, să nu mai zici că noi spunem la proroc ce să zică. Bine, sosesc la bloc și intră Oniga în casă. Bună ziua, bună ziua! Și până schimbă două, trei vorbe, intră și Bud Aurel și Popul. Ăștia salută, pacea Domnului, pacea Domnului. Frate, vrem să ne rugăm că suntem de departe și nu o să nu ne apuce noaptea pe drum și așa. Să pun și să roagă. Iasă o prorocie pentru Buda, iasă altă prorocie pentru Pop. În prorocia pentru Pop, Duhul Sfânt îi spune, bărbatule, fiindcă tu ai lăsat ca nevasta să conducă treburile casei, Domnul-i supărat rău pe tine. La întoarcerea acasă, vei găsi un steag de dorul la poartă, ca să știi că Domnul-i supărat pe tine, fiindcă tu lași ca nevasta să conducă treburile casei. Oniga nu are nicio prorocie. Dau să iasă. Când e la ușă, prorocul pune mâna pe Oniga. Închide el ușa. Măi, omule, tu ești un om de nimic, mă. T-ai făcut ce nici nevasta ta nu știe, mă. T-ai făcut aia, t-ai făcut aia, t-ai făcut aia. Tu nu ești pocăit, mă. Dar Dumnezeu și pe nepocăiții îi cunoaște, mă, nu numai pe pocăiți. Și îi spune toate fără de legile. Ăsta îngălbenește tot. Când îl lasă din mână prorocul, se duce cu fața galbenă la mașină, mă, așa ceva, mi-a spus tot ce am făcut. Bă, pe ăsta chiar îi provoc, mă. Și mi-a spus și că nevasta nu știe de unele pe care eu le-am făcut. Dar și era vecinic, rău de tot. Până acolo că o furat și dintr-o biserică era
pus Domnul Iisus pe o cruce, dar cât un om de mare, numai din gips, și vopsit frumos în obraz și tot, și avea o ștergură mare pe lângă el, până jos, toată cu pene grasă, cum îi zice cei de acolo, adică pene făcute în relief pe deasupra și pe itamin. Oniga beat, îl smulge din cuie și hai să ia și ștergarul ăla. Ia ștergarul, dar ștergarul pus pe după caperă încă o dată. Îl mai învârte și de aici și de aici, așa se poată mere. Și se duce cu el din suciul de sus până în suciul de jos la crișmă. Când sosește la crișmă, îl pune pe taraba. Către barmanul ăla, băi, eu-am beut cu inginer, cu director, eu-am beut cu polițai, m-am beut cu de toți, mă, dar cu ăsta n-am beut niciodată. Pune un deț pentru mine și un deț pentru sfântul ăsta. Să beau și cu ăsta. Ăla se uită îngrozit și toți oamenii. Vede că ăsta era beat bine. Hai mă că ție îți dau, mă îți dau. Și îi mai dă un pahar, două, amețește mai rău. Face semn la unul, ia sfântul și fuge peste drum la preotul satului. Părinte, ia uite-te. Oniga Șofron, vezi, de unde o lua sfântul ăsta? Să uită la el preotul. Mă, pot să jur că eu pe ăsta nu-l cunosc. Ăsta sfântul. Dar cu adevărat că eu nu-l cunoștea pe Iisus. Ăsta nu-i de la mine. Dă telefon dincolo, mereu la mă, de la mine. Apoi să nu mai înșir povestea. O pățit el multe cu sfântul, l-a făcut să reconstruiască și s-a dus iară cu el în brață și era târg. N-auzeai în târg numai babe rugându-se, făcându-și cruci și ăsta cu ștergarul și cu sfântul pe brață printre oameni acolo. Circul ce făcea ăla. În fine, nu s-o pocăit, dar când au ajuns în coama dealului și se uită în sat, opera în față. Mă, ce va fi, mă? La poarta mea, mă, zis atâția oameni. Oniga, pă, ce să fie? Ce ți-o spus prorocul ăla din Hunedoara? Când o sosit acasă, el a lăsat un copilar de pe-o 3 ani, Daniel, cu mama sa. Mama sa s-a apucat să facă clătite, așa, măcar cu brânză, cum să fac clătitele bune, să-și aștepte musafir. Dar deodată o țăpuș și dă-n inimă. Hop, unde o fi copilul? Iasă din casă, Danielu, mami, Danielu, mami, nu răspunde nimeni. Fuge în stradă, în sus, în jos, nu-i. Îi dă minte de groapa de var care numai bine era încă caldă, cum o stins var, când vine copilul frute pe deasupra, înnecat în varul ăla, încă fervinte. Îl ie și îl scoate în stradă și se adună lumea și atunci nimeni de ei, năcăjit. Tu, femeie, știi de ce ni s-a întâmplat? Păi de ce? Eu am văzut că tu ai minte destulă, și nu mi-a mai bătut eu capul, te-am lăsat pe tine, cum ai zis, cum ai condus, eu așa am făcut. Dar Domnul mi-a spus că e supărat și ne va lua copilul și uite că așa a făcut. Băi, a trecut un an bun și ăsta tot cu dor să se pocăiască Oniga. Îl ia și vine către Moldova, știe el unde e un proroc, pop. Se bagă în casă la prorocul ăla. Când se bagă și se roagă, acolo Duhul Sfânt strigă la el, bărbatule, fiindcă ai făcut ordin și n-ai mai lăsat femeia să conducă treburile casei, la anul pe vremea asta vei ține în brață un alt Daniel.
când au auzit Oniga, mă, și nume și tot, s-a pocăit Oniga. E acolo cu mine. Măriți să fie Domnul Iisus. Băgați de seamă, cuvântul Domnului se adresează aici așa. Ferice de oricine sau de bărbatul care se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Deci, în primul rând, bărbatul trebuie să umble pe căile Domnului. Bărbatul trebuie să vadă cum se îmbracă nevasta, cum se îmbracă feciorul, cum se îmbracă fetița, cum merem la adunare. Am văzut în multe adunări femei în pantaloni. Apodată i-am spus lui Pop Dionisie, care îngăduia asta, a zis, măi frate, mă iartă-mă, mă, dar eu când văd o femeie în pantaloni în adunare, intrând, mi se pare că a intrat dracu. Mă, nu-i voie, mă! Dumnezeu e împotrivă ca femeia să îmbrace haine bărbătești și e împotrivă ca bărbatul să îmbrace haine femeiești. Asta trebuie să se vadă și trebuie să se știe și așa să umble. În fine, m-a pâlit cu asta la George of God, a venit de acolo Tom, George Tom și s-a făcut mare adunare cu mulți, nu numai comitetul, lărgit și l-a pus pe unul pe altul ce să vorbească. Tam George a tăcut, nu a zis nimic, până o gătat toți de vorbit. Când o gătat toți de vorbit, ia și el cuvântul. Fraților, eu sunt născut în Alabama și fiind născut în Alabama, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații din Alabama. La noi în Alabama femeile stau separat, bărbații stau separat. La noi în Alabama nu vezi o femeie fără bătic care să-i acopere capul. La noi în Alabama nici pe stradă, nici la lucru, la câmp, nu vezi nicio femeie în pantalon, numai în rochie. La noi în Alabama așa, așa, nu zici, tu ai dreptate, tu n-ai dreptate. Nu m-a spus cum e la ei în Alabama. Și tot câte unul a ieșit afară, au plecat și Tom George. Am plecat și eu. Vedeți, dragii mei, deci în America oameni cu posesiuni mari, cu averi mari, cum e Leto, care au deschis fermele alea către iar și pe aici, pe undeva, cu vite. De la noi l-au dus cu avionul, din chicineri încărcate pe avion până aici, vițelușele și așa mai departe. Dar la ei, în adunare, toate femeile îs cu baticuri mari, destul de mari pe cap. Și nimeni nu umblă vreodată nici la câmp, nici altfel cu pantaloni. Dar averea lui se întinde pe 300 de kilometri. Aici are Nivez, aici are vii, aici are zarzavaturi. Aici are grâne, cucuruz și așa mai departe. Și are conacuri, așa, cu oameni puși care se veghează acolo. O mare multe. Dar nu se pretează să treacă peste ce-i scris. Doamne, binecuvântă-ne să înțelege. Bărbatul, deci, e cel pe care Dumnezeu îl trage la răspundere pentru nevastă, pentru băiat, pentru fată, pentru cum umblă, cum vorbește, ce învață, toate acestea Dumnezeu să uită. Căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Conduci bine casa, îi place lui Dumnezeu, îți dă fericirea, îți merge bine pe tot ce pui tu mâna, duci la bun sfârșit, ai progres, nu duci lipsă de nimic,
Slăvit să fie Domnul Iisus. Apoi nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Și copiii tăi sunt ca niște lăstari de maslin. Ce înseamnă asta? Maslinul e simbolul păcii. Copiii tăi nu se ceartă, copiii tăi nu se bat între ei, copiii tăi nu se bat cu copiii vecinilor, copiii tăi sunt ca niște lăstari de maslin, de mic, ei se educați să știe că sunt pocăiți, slăviți să fie Domnul. Și câte n-ar fi ca să povestim cu privire la familie, dar eu cred că dacă ați înțeles, e destul. Slavă Domnului! Și acum să trecem, să facem actele astea de binecuvântare, ca Dumnezeu din cer să se îndure de fiecare copilaș din acestea aduși la rugăciune în ziua aceasta înaintea Domnului. Ne ridicăm în picioare și fratele păstor, o să deschid text.